Ați vorbit despre cununia care trebuie să aibă loc în biserică. Ce părere aveți despre o nuntă în aer liber? Nici o problemă. Mutăm adunarea și facem adunare în aer liber. Povesteau frații din Ucraina că pe vremea comunistă toți slujitorii au dus în Siberia. Era un singur slujitor în zonă, în zona Cernăuți, cum zic ei, Cernăuți, un bătrân de 80 de ani. Și cununia avea loc noaptea, între orele 2 și 4. Mirii și doi domnișori de onoare, nu? Și doi martori. Greu îi găsai pe martori? Atunci să fie angajat domnișor de onoare. Riscau Siberia. În condițiile alea s-a putut face. Se putea organiza frumos, duminică dimineață sau sâmbătă după masă. Eu admit că mireasa și mirile amândoi sunt așa de melancolici și de romantici, de-ar vrea neapărat o căsătorie în aer liber, dar pentru asta trebuie să fie și un acord al bisericii, să nu creeze un precedent. Dar dumneavoastră aici n-aveți unde aranja ceva în aer liber mai frumos decât aici. Vă da Dumnezeu un spațiu suficient de bun. S-ar putea, de exemplu, cum se știe, că dacă cineva și-a pierdut fecioria, nu mai poate face nuntă în biserică, să vrea în aer liber și să spună că, de fapt, el are nevoie de aer, dacă încolo ar avea nevoie de pocăință. Deci, ar trebui cazul examinat foarte bine, dar nu respingem din start o asemenea cerere. Trebuie să vedem dacă este întemeiată în funcție de condiții, de mai multe lucruri care se iau în calcul. Pentru că, la urma urmei, biserică nu înseamnă doar pereți. Biserică înseamnă frățietate, asta înseamnă biserică. Este foarte important să te supui autorității ca să poată frații să se roage cu bucurie pentru tine, fără nicio reținere, Dumnezeu cu adevărat să dea binecuvântare. Ce credeți, poate exista o prietenie, amiciție între un băiat și o fată? Am auzit unii care nu zic prietenie, zice, suntem numai amici. Și eu spun, inamici. Nu se poate o prietenie decât doar cu scop declarat că ne căsătorim, aici e vorba de o posibilă numărătoare inversă, de luni, de zile, pentru că altfel sentimentele scapă de sub control. Nu poți să te întâlnești cu o fată, să discuți, să trimiți poze și să rămâi rece. Spune un frate slujitor că vine o fată la el și îi zice, vă rog să veniți sâmbătă la noi că ne logodim. Cu cine? A, băiatul nu e de aici, e din altă țară. Nu vine o sâmbătă la voi la logodă, veniți voi luni la comitet, vedem despre ce e vorba. Nu, acum ne-am programat, e treaba voastră dacă v-ați programat, dar nu v-ați programat cu mine. Fratele a vrut să aibă ceva răga să se intereseze de băiat. Și când a aflat toate datele, vine ea cu mama ei la comitet și spune, uite, frate, de ce nu? De fapt, nu, n-a venit cu mama ei, a venit cu tata, tata era nebocăit. Cum, nu vreți să ne ajutați copiii? Și spune fratele păstor, auzi, mi-a dat, ce să lămuresc, mi-a dat, nu știi normele noastre la adunare, de ce nu vine soția? Și când vine și soția, fratelui, mama, fetei, și ăștia scurați, treau pe el, dar tu n-ai fost membru, n-ai fost plecat din țară. Băi, la noi nu a fost adunare în zonă, dar de un an e adunare la voi în zonă. Băi, n-am apucat să mă trec membru într-un an, dar fata ta unde a fost plecat în ultimele două veri? Păi a fost acolo și unde a locuit? Până la urmă trebuie să recunosc că a locuit în aceeași casă, pe perioada vacanților ei, pare mi se era studentă. Și sare mama fetei, spune, ei au locuit și bara asta și cealaltă în aceeași casă, dar ăștia nu s-au atins. Și păstorul zice, înseamnă că ăștia nu sănătoși. Nu-i bine să căsătorească, dacă 6 luni au stat în aceeași casă, nu au pus mânuța unul pe altul, să nu-i semn de sănătate. Cum vorbește așa, frate? Că așa vorbiți voi. Vă răspund și eu după nebunia voastră. Pentru că nu se poate. Vedeți,